Ceremonie pe repede înainte pentru învestirea noului prefect. Sâmbătă dimineață, într-un cadru restrâns, așa cum impun noile reguli privind prevenirea apariției coronavirusului, Dan Nechifor a citit jurământul de învestire. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Botoșan. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ședința a fost mai mult una formală la care au participat secretarul de stat responsabil cu coordonarea prefecților, Gheorghe Sorescu, și angajația instituției prefectului, dar și fostul prefect, Valentin Colbu. Este normal să mulțumim fostei echipe în care a făcut parte și domnul prefect. Sigurăm succes noii echipe. Este o perioadă în care provocările sunt foarte mari, dar cred că ceea ce este mai important este să conștientizăm momentul și sigur că da, fără prea multă panică și cu multă implicare și dorință să depășim aceste lucruri. Eu sunt convins că următoarea noastră întâlnire va fi cu totul alte, cu totul alt context, mult mai bun, să zicem. Recunosc că, deși a fost un mandat scurt, a fost un mandat plin de provocări, a fost o onoare pentru mine să exerc acest mandat. Provocările le-am depășit cu ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru asta. Am avut o echipă de profesioniști alături de mine, dedicat profesiei, și aici mă refer la colegii din aparatul prefecturii, la colegii prefectural, Comitetul pentru Stare de Urgență și așa mai departe. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Succes, domnule prefect, este o perioadă grea și o să aveți nevoie de colaborarea cu toate instituțiile statului. Avem foarte multă treabă. Cred că deja am depășit stadiul de provocare și intrăm la alte evenimente mult mai importante. Mulțumesc, domnule secretar, dacă a avut plăcerea să vină la Botoșani. Prefectul și-a conturat deja și echipa. Cristian Roman este director la Cancelaria Prefectului. Lidera tinerilor liberali, Monica Răileanu, a fost numită purtător de cuvânt, iar Vlad Romanescu, fiul primarului de Păltiniș, este consilierul prefectului.